Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre formalitățile de desfacere a contractului individual de muncă pentru absențe nemotivate, cercetare disciplinară, decizie de concediere. O salariată a societății noastre a fost în concediu pentru creștere copil până la 2 ani și trebuia să se prezinte la serviciu pe data de 26.10.2011. Până pe data de 25.10.2011, contractul de muncă a fost suspendat. Pe data de 26.10.2011 s-a făcut încetarea suspendării, dar salariata nu s-a prezentat la serviciu și nici nu s-a putut lua legătura prin telefon, iar adresa din cartea de identitate nu mai este valabilă. Prin urmare, am făcut decizie de suspendare pentru absențe nemotivate, începând cu data de 26.10.2011. Cum putem desface contractul de muncă și ce formalități trebuie întocmite? În conformitate cu dispozițiile articolului 55 din Codul Muncii republicat, contractul individual de muncă poate înceta într-unul din următoarele moduri. A. De drept. B. Ca urmare a acordului părților la data convenită de acestea. C. Ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Dacă în privința salariatei doriți desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, atunci sunteți obligat, în calitate de angajator, să urmați procedura de cercetare disciplinară în termenele și condițiile stabilite cu titlul imperativ de Codul Muncii republicat. La sfârșitul cercetării, angajatorul poate sancționa salariatul găsit vinovat de săvârșirea abaterii disciplinare, chiar cu cea mai drastică dintre sancțiuni, și anume desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă în temeiul articolului 61 litera A, coroborat cu articolul 248 alineatul 1 litera E din Codul Muncii Republicat. Având în vedere că doar încetarea de drept a CIM poate prevala asupra suspenderii CIM în temeiul articolului 49 alineatul 5 din Codul Muncii Republicat, angajatorul va putea dispune de concedierea disciplinară care nu reprezintă încetarea de drept a CIM, ci încetarea ca urmare a voinței unilaterale a angajatorului doar după încetarea suspendării contractului de muncă al salariatului. Așadar, în speță, pentru concedierea salariatei, întâi veți dispune încetarea suspendării CIM și apoi concedierea disciplinară a acesteia. Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile în concordanță cu articolul 251 alineatul 1 din Codul Muncii Republicat. Alineatul 2 din același articol menționează că în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii, iar alineatul 3 prevede că neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alineatul 2, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. După cum observăm, legea prevede doar că este obligatorie convocarea în scris a salariatului fără a specifica și modalitatea în care se convoacă acesta. În tăcerea legii, apreciem că în lipsa salariatului din unitate, expedierea convocării în scris se poate realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul sau prevăzut în CIM, sau dacă ulterior salariatul și-a schimbat domiciliul în cel comunicat angajatorului de către salariat.